Scandalul între cei doi a pornit de pe vremea când Fugaru era la PRM și era unul dintre cei mai aprigi adversari ai lui Călinoiu. Atunci, Ion Fugaru a declarat că a fost vândut de șeful județului cu 600 de milioane de lei vechi, bani care au ajuns la Costel Avram, vicepreședintele PRM, pentru a-l demite. Călinoiu a câștigat în instanță daunele cerute în valoare de 600 de milioane de lei vechi și știe și ce va face cu ei. Îi voi solicita și îi voi executa pentru a susține sau și una și alta, o situație legată de oameni în dificultate și o situație legată de oameni, de exemplu, din învățământ, care au rezultate foarte bune la olimpiade. La plată oricum îl veți obliga? Obligatoriu. Păi, trebuie să ne învățăm minte și noi să vorbim ce trebuie. Călinoiu are însă o problemă, nu știe pentru ce l-a dat în judecată pe Fugaru. Declarația democrat-liberalului la timpul respectiv a fost că șeful județului i-a dat banii lui Costel Avram pentru a-l demite, nu că el a primit banii așa cum a declarat astăzi. Eu am acționat în instanță cu ceea ce m-a acuzat Fugaru. Că am luat 660.000 de lei de la vicepreședintele de la Consiliul Județean Hunedoara să-l dea afară din PRM. Ion Fugaru va face recurs la decizia instanței.